Bună dimineața și bine ați venit la Expoze! Câte dintre noi știm cum să comandăm un vin la restaurant? Dar câte dintre noi știm cum să îl bem în așa fel încât să respectăm bunele maniere? Am stat de vorbă cu H, cum o știu cei din lumea vinului, care ne-a lămurit în legătură cu toate întrebările noastre. De ce vin și nu altă băutură? Pentru că vinul îți conferă un anumit statut, oriunde, oricând. Nu contează dacă ești la un eveniment, la o întâlnire cu prietenii sau chiar la un date. Vinul este o băutură fină care te face să pari aparte față de restul băuturilor, adică într-un fel arată o domnișoară cu un pahar de vin în mână și altfel arată cu o halbă de bere sau cu un pahar de vodcă. De regulă este cunoscut că bărbatul comandă vinul la masă dacă se iese la cină, dar eu nu susțin asta neapărat, adică femeile ar trebui să știe ce le place. În primul rând, paharul se ține de picior, întotdeauna. Niciodată nu atingem cupa. Asta pentru că riscăm să încălzim vinul sau pentru că lăsăm amprente pe cupa paharului și arată destul de urât și nu o să ne putem da seama de culoarea vinului din paharul ulterior. De regulă, când intri într-un loc și vezi oamenii din jur, îți dai seama de cei care sunt cunoscători exact după cum țin paharul. Apoi, vinul se învârte în pahar pentru a se aerisi. Pe măsură ce vinul ia mai mult contact cu aerul și moleculele se sparg, va elibera o aromă mult mai puternică, se va simți fiecare aromă în parte și vinul se va deschide. Cum e cu vinul și mâncarea sau cu vinul și perioadele zilei? Întotdeauna la un prânz cald sau într-o zi însorită, eu recomand un pahar de spumant. Vin cu bule, prosecco, cava, șampanie, sunt de toate felurile. Și aș vrea ca lumea să înțeleagă că vinul spumant este la modă tot timpul și n-ar trebui să fie băut doar la evenimente, la petreceri sau la revelion, ci se bea întotdeauna. Urmează felul principal. Este cunoscută regula vin alb, carne albă, vin roșu, carne roșie. Eu recomand tuturor să mănânce ce le place cu ce le place. La desert avem ceea ce se numește vinuri de desert, vinuri dulci, evident, licoroase. Regula de bază e așa. Începem cu un spumant, apoi un alb, roșu sau roze, iar la final un desert. Pentru că știm că se apropie vacanța, vrem să discutăm puțin despre cum putem să ne facem bagajele mai eficient. De exemplu, dacă stați 5 zile, eu vă recomand să vă plănuiți 3 outfituri pentru zi și eventual 2 pentru seară. Încercați să folosiți elemente de bază, pantaloni și bluze cât mai puține, pe care le puteți accesoriza cât mai divers. Așa veți ajunge să folosiți doar 2 perechi de blugi, eventual 3 bluzițe, câteva vestuțe, mai multe șarfe și lănțișoare, iar astfel veți avea un bagaj mult mai mic. Să trecem la skincare. Eu vă recomand să vă cumpărați recipiente mici în care să puneți doar cantitatea pe care o veți folosi în vacanță. Eventual puteți folosi testere de la produse pe care le-ați primit la cumpărături. În materie de machiaj, vă recomand să vă luați un fond de ten lejer sau un BB cream, un corector pe care îl puteți folosi și pentru cearcăne, dar și pentru imperfecțiuni, un blush care se potrivește și pentru zi și pentru seară și 2 rujuri, unul nude și unul roșu. Desigur, puteți opta și pentru un creion de ochi și mascara. Eu vă garantez că dacă veți respecta aceste mici sfaturi în legătură cu bagajul vostru, veți ajunge cu un bagaj micuț și nu vă mai ceartă prietenul. Odată cu căldura, este normal să începem să ne schimbăm și alimentația. În sezonul cald, trebuie să ne concentrăm mai mult pe mâncare proaspătă și ușoară, care să nu ne cadă greu la stomac. Irina Vochiță ne sfătuiește ce alimente să consumăm în perioada ce urmează. Dacă am urma ciclul natural, am observat că ar fi mult mai firesc să ne îngrășăm vara și să slăbim iarna, dar în ultimul timp nu se întâmplă așa, datorită faptului că nu ne alimentăm tocmai natural. Practic, pe perioada verii avem la dispoziție o mulțime de fructe și legume proaspete și ar trebui să ne bucurăm din belșug de ele. Iarna nu avem acces la ele și am avea de mâncat mai mult legume și surse de proteină slabă, fie vegetală, fie animală.
Acum, începând perioada verii, este bine să renunțăm la alimentele condimentate și să renunțăm la condimente precum piper, ghimbir, scorțișoară. Acestea sunt mult mai potrivite pe perioada iernii, când ne accelerează circulația sanguină. Pe perioada verii, acestea ne vor încălzi organismul și oricum este cald afară. E bine să consumăm fructe și legume ușoare. Pentru că avem atâtea fructe și legume la îndemână, dacă dorim să mai alternăm felurile de mâncare, ne putem prepara un smoothie delicios prin introducerea fructului întreg la blender, alături de lapte vegetal, miere, puteți să mai puneți diverse semințe sau frunze verzi. Variantele smoothie sunt de preferat sucurilor de legume și fructe, deoarece păstrează și fibrele din fructe și legume. Întotdeauna când consumăm niște alimente, trebuie să ne gândim ce mâncăm, când mâncăm și cât mâncăm. Atunci când consumăm un aliment sănătos, avem tendința să mâncăm o cantitate mai mare din el. Ni se pare că nu ne poate face rău, dar ceea ce ne poate fi leac ne poate și dăuna într-o cantitate exagerată. Aceasta este doar prima ediție. Pe viitor vom reveni cu alte detalii și sfaturi legate de alimentația sănătoasă și chiar rețete care vă vor ajuta să vă preparați acasă simplu și rapid alimente sănătoase. Tocmai ce am intrat în perioada de sesiune și știm cu toții cât de stresantă poate fi aceasta. Noi vă dăm câteva idei și sfaturi cum să scăpați de acest stres. Deși aveți impresia că puteți învăța mai mult, chiar 2-3 zile în continuu, creierul de fapt nu reține această informație complet. Noi vă recomandăm să dormiți 8 ore pe noapte și să învățați în ture de câte 2-3 ore cu 30 de minute pauză. În această pauză încercați să vă relaxați, să vă uitați la televizor, să ascultați muzică sau să vorbiți cu cineva. Deși tentația este mare să mâncați numai fast food și să beți sucuri acidulate, hrana sănătoasă și apa sunt foarte importante în procesul de învățare. Și poate dacă cineva vă recomandă să mâncați ciocolată pentru că este hrană pentru creier, noi vă recomandăm să încercați mierea. Încercați să fiți cât mai sistematici și să vă organizați cursurile și lecțiile în așa fel încât să rețineți informația complet și să învățați cât mai repede. Succes la examene! În top 5 de săptămâna aceasta avem top 5 filme vechi care merită vizionate de cel puțin 2 ori. Pe locul 5 este How to Marry a Millionaire cu Marilyn Monroe, povestea a 3 fete care pleacă să-și caute un soț milionar, dar găsesc dragostea adevărată. Pe locul 4 este Charade cu Audrey Hepburn, o povestioară tare întortocheată, dar foarte haioasă. Pe locul 3 este Gentlemen Prefer Blondes, povestea a 2 tinere cântărețe plecate la Paris. Pe locul 2 este Gone with the Wind sau, cum îl știm cu toții, Pe aripile vântului, cu Vivien Leigh, o poveste de dragoste fascinantă din timpul războiului civil. Pe locul 1 este Breakfast at Tiffany's cu Audrey Hepburn, o aventură minunată, demnă de o divă. Atât a fost și pentru săptămâna aceasta, nu uitați că ideile și sugestiile voastre le aștept pe Facebook, Twitter sau Instagram, iar pe Formspring aștept întrebările voastre. Sper că v-ați savurat cafeaua și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă!